Populația Moldovei este din ce în ce mai îmbătrânită. Potrivit unei analize publicate de Biroul Național de Statistică, în ultimii 5 ani, ponderea adolescenților cu vârste de la 14 la 19 ani a scăzut cu 10%. În scădere este și numărul celor până în 24 de ani, cu peste 31%. Reducerea se înregistrează și în rândul moldovenilor cu vârste între 25 și 29 de ani. Potrivit datelor statistice, 6 din 10 tineri sunt inactivi din punct de vedere economic. Rezultatele anchetei Forței de Muncă arată că 36% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani aveau un loc de muncă, în timp ce aproape 62% nu sunt angajați. Dintre cei neangajați, 40% sunt elevi sau studenți, doar 2%, adică 13.000 de tineri, sunt șomeri cu acte în regulă. Studiul mai arată că rata șomajului printre tineri e influențată de nivelul de instruire. În rândul tinerilor cu nivel de studii scăzut, șomajul e de aproape 7%. La tinerii cu un nivel mediu de studii este de peste 5%, în timp ce în grupa celor cu studii superioare șomajul ajunge la 4%. Mai mult de jumătate dintre șomerii tineri sunt bărbați și circa două treimi sunt din mediul urban.